hai să caut numerologie acum. Văd că face și cum dacă mai folosesc dacă programul de studiul de astăzi de calculator. Sper să mă registrez. Dacă nu îmi bag până. Așa. Deci, numerologie calcul. Iau nici original și hai bă. Cifra destinului 7, știu că asta e. Hai să calculez după cum vrei ăștia. Ia cifra destinului. Ce destin am de la pula mea? Ăștia am puțin zis să mă scuze. Trebuie să fie 7. Poate ăștia nu calculez altfel. Alții ziceau 7. Ha, calculează mușchii. Doi, cipă. E cu luna. A, sunt de la luna, cipă, nebun. Sunt fir paștice, liniște și echilibrate. Așa. Hai să mai căutăm. Sunt paștice. Sunt paștice. Ce? Sunt cel mai paștice. Ăla era de fapt cifra că se face și după nume, știi? Așa. Calculii. Da, oi. Numărul cosmic. Numărul destin. Vezi? Așa. Ia să vedem câte a fost exemplu. Sunt număr spiritual. Le-am place mie scriptul medicinal. Reprezint uniunea omului cu divinitatea. Deci de-aia nu mai am scris să iar uniunea scriitorilor și artiștilor plastici. Eu sunt de fapt în uniunea cu divinitatea. Așa cum vrem tu. Voi sunteți în uniunea laică, laica, sunteți cățeaua aia care stă pe orbită, e mai sunt cosmos și mai bună. Este un mare număr biblic, biblic, 7.000. Am putea considera ca fiind caracterizat doar de un singur element. Aer, dar în realitate adună în el influența tuturor celor patru elemente. Și în acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizată prin acest număr are un spirit de observație absolută. Voi la voi. Bă, ăla și-a arătat pula. Și-a arătat pizda. Se fute. Așa. Dar dă dovadă de curiozitate, poate. Cumpătare. Aici nu prea mai e. Cine? Independență. De-aia vreau tot să mă legeam acum. Sunt introvertiți. Aici nu mai e. Sunt extrovertit, calm. Sensibil, da. Sunt mimos. Visător, da. Da. Emotiv. Aolea, pipota! Puterilor psihice sunt accentuate. Ei, își bag pula în gâre. Alinter sunt rezervați. Da. Enigmatici și senini, dragii noștri, dragi părinți. Tindeți să știți spre perfecțiune. Au un spirit ales. Da. Vă rog, votați-vă, alegeți-vă.
Nu acceptă jumătăți de măsură. Bine. Și uite ce zice aici. Corespondenții esoterice. Mamă, se spălăște. Arbore sefirotic. Adică erotic. Netzach. Îndurarea și victoria. Adică toată mi-e milă de unii și îi lasă în pula mea sau le tai gârgălor. Deslămează al șaptea ordin de îngeri. Ia uite, bă, sunt și îngeri. Principatele sau arhei. Prin ei s-a creat regnul vegetal. Vezi? Păi adică noi nu vrem să fim legume. Azi că vă dau o țâță și sunteți legume. Sunteți în sera mea. Ce sera, sera, era fiele spirituale, arhei sau principi. Sunt spiritele personalității și totodată spiritele timpului. Ei guvernând epocile de evoluție ale omenirii. Sfera lor planetară este cea atribuită lui Venus. Da, sunt eu mumos. Așa. Așa. Numere karmice, ala, care trebuie să le învăț. Numere dominante, iau, 3. Numerele ce apar cel mai des sau influență mai puternică asupra personalității. Ia să vezi și personalitatea. Se supărește că e renunțifer cu pula de fier. Încolo nu sunt nici fel cu pula de fier, după numerologie. Caracterizat ca număr perfect. Eu văd. Sunt deja perfect. Nu mai trebuie să fiu cu perfecțiune. Având un început, un mijloc și un sfârșit. Pa, pula și picioare. Este simbolul trinității. Am arătat acolo. Așa. Nu mergi supără pe noi. Cuști. Persoanele care prezintă prin acest număr sunt pline de jovialitate. Da, iubite. Iubire. Târze, veșnic, optimiste și încrezătoare, da, la tâmpenie. Pline de farmec, da, am dat cu spray de la farmec. După vremea lui Ceaușescu, am făcut zici, să nu mai farmec. Tandre, sociabile, da, să cine mă mângă, eu mângă, cine, aia. Sociabile, da, fac imediat prieten, dacă vreau cu oameni. Fără complexe de inferioritate. Cum trebuie să am complexe din fericire când am pulat de 18 cm și și groasă. O vitalitate contagioasă. Într-adevăr, pot să nu spun zile întregi. Și uneori sunt vorbărețe. Eu, întotdeauna. Până la exasperare. Exact. Posedă o imensă sete de cunoaștere. Sunt harnice. Să. Că nu sunt bolan. Și întreprinzătoare. Da, mă gândesc numai la cumpere. Dar tot ele sunt cele care promit mai mult decât o face. Păi chiar că nu pot, dacă când alerg și eu, vine unul și îmi pune piedică că e prost, ce pula mă să-i fac. Ca eventuale aspecte negative, pot fi enumerate superficialitatea asta, da? Prefăcătoria. Păi dată, trebuie. Și ostentația. Ha, ha, chiar că sunt ostentație. Componente ESO. Vezi, Jupiter, planeta, adică aia norocului, muriți cu toți! Așa, lumea primordială. Deci eu sunt de lumea care v-ați născut, copilași încercați. Ca ceva să vină. Deci a fost un început și un sfârșit tot aia. Este rădăcina celor de 7 forțe ce acționează. Deci eu am și pe 3 și după așa, ziu! La nivelul său, esențele devin distincte. Desemnează îngerii ăia, adică mari și tăi. Ce mișto, vezi? Cum s-a putut. Tronurile. Deci mai tare ca nici pe lucrurile de mine. Alea să dea lângă tronul. Adică lângă mine. Deci, adică
spiritele voinței, exact, au sfera cantară de Dumnezeu. Și ia să vezi că mai am o șmecherie. Aia, bă, mișcă. Da. Numărul activ. Sunt activ sau pasiv? Activ. Influența numărului de familie, karma comună, e 5, numărul de expresie, 5, și numărul activ, influența prenumerului. Exact, aia contează. Amprenta ce opune prenumele personalității. Așa, e nou. Hai. Vedini. Mișcă globă. Numărul 9. Despre acesta am putea spune că este un număr 7 extrovertit. Și că ăla e introvertit, acum sunt și extrovertit. Deci este un tot un număr spiritual, dar cu o energie debordantă. Reprezentanții se simt altruiști, nobili, activi, entuziaști, persoane desibile, sensitive, clar văzătoare, intuitive, o vitalitate. Vă fie pe că te văd. Și când crezi tu că nu te văd. O inteligență clară. Sunt tipul de oameni ce aduc nou, sunt progresiști extravaganți, adică nebuni. Da, extravaganți. Nu conformiști tot aia. Revoluționari. Caracterizat prin mare sete de cunoaștere. Poate mulți dintre zăpăciți care au făcut invenții revoluționare și sau curajoși și care au schimbat istoria au avut afinitate cu acest număr. Altruismul lor poate să meargă prin uitarea de sine. Acestea sunt caracteristici identităților ce vor pune bazele epocii în care trăim, în care intrăm în curând. Ei, tinii, lăsați femeile să vină la mine ca să... Iată ceva. Și hai să vedem esoterici. Componentele ezoterice. Temelia. Fundamentul. Al nouălea cor de lumii. Behăitor. Primite îngeri păzitori. Eu sunt bodyguard. La voi. Îngeri. Sunt regnul imediat superior. Nouă ierarhii. Sunt delimitați de sfera corespunzătoare lumii. Deci, brac, luna, alea. Deci am multe chestii. Ei nu se pot încarna ca oameni. Dar influențează oamenii prin corpul eteric al acestor. Aura, vă manipulez. Dar m-am încarnat. Da. Corpul eteric reprezintă în mine corpul cel mai grosier. Da. Mare și tare și groasă, asta e. Așa cum pentru noi corpul cel mai grosier este. În sfârșit, deci vine lui Iar